Practica Isihastă 6 Cel ce pornește pe calea luptei domnicești va întâmpina niște încercări care adesea sunt hotărătoare pentru fiecare în parte. Dacă nu faci față unei probe, nu vei putea trece la cealaltă și te vei întoarce înapoi. În primul rând, este hotărârea fermă de a nu mai repeta păcatul, de a rupe orice legătură faptică. Urmează apoi curățirea propriei ființialități, de înclinațiile și memorele patimilor păcatului. Dacă poți, fugi de fapta păcatului, de bântuiala amintirilor, patimilor cu greu însă se scapă. Majoritatea se plâng de o luptă aprigă cu simțurile, cu mintea, cu duhurile și în ultimă parte cu predarea totală lui Dumnezeu. Iată scara luptei duhovnicești. Treapta simțurilor cu tot complexul lor în de desfrânarea și mâncarea, păcatul este autosatisfacția în proprie fire. Simțurile corpului au tinderea la această autosatisfacție doar în proprie fire, în rupere de suflet, de duh și de relaționalul cu ceilalți. Desfrâul este chipul ultim al autosatisfacției și mâncarea este începutul. Între mâncare și desfrânare se stabilește un cer vicios din care cu greu se poate ieși. Nevoitorul duhovnicesc trebuie să se lupte și el cu cele două arme, postul și munca tropească. Evitarea tuturor mâncărilor explozive și prea energetice micșorează hiperfuncțiile organice și așa se poate stăpâni și desfrâul. La fel, truda și munca fizică mută funcțiile desfrâului într-un consum dincolo de ele. Mai este și trecerea volitivă de la simțul la minte, prin zisa lucrarea minții pe simțuri. Este, adevărat că mintea poate controla și dirija într-o care măsură simțurile, dar se cade în a doua treaptă, treapta minții. Mintea se crede mai ceva decât simțurile, dar și a face o proprie autosatisfacție cu desfrâul minții ca mândrie și mâncarea minții cu imagini, gânduri, reflectări intelectuale. Dacă mlaștina simților are toate jivinile noroiului, focul minții are toate mirosurile arderilor puturoase. Simțurile te prea, te prea materializează, mintea te dezintegrează ca falsă spiritualizare. Magia minții păcătoase este știința uciderii corpurilor. Cel duhovnicesc trebuie să treacă prin focul minții fără să fie ars cu trupul. Rugăciunea este prima armă că smerește mândria și a doua este ascultarea ca postul minții. Mulți cad în înșelarea propriilor raționamente și reflectări mentale, ca și într-o rugăciune meditativă, tot mentală. Atenție! Rugăciunea fără meditație proprie și ascultarea peste propriile raționamente sunt cele duhovnicești. Cum nu ai voie să faci alipire de simțuri, așa nu ai voie să faci convorbire cu mintea proprie. Mintea celor duhovnicești este rugăciunea directă către Dumnezeu și ascultarea tot directă de cele sfinte. Aceasta nu înseamnă anihilarea nici a simțurilor, nici a minții, ci oprirea falsurilor și tendințelor păcătoase ca să devină niște simțuri și o minte curate în care să se oglindească o simțire și o minte duhovnicească sfântă. Mistic se zice că Nevoitorul duhovnicesc. Se întâlnește mai întâi cu feminismul trupului, apoi cu feminismul minții, ca să treacă apoi în a treia treaptă, treapta Duhului. Cel duhovnicesc depășește mintea și intră în Duh, mintea înțelepciunii. Dacă sunt niște simțuri pentru cele corporale, și este o minte pentru cele spirituale, mai este un Duh pentru cele dincolo, și de simțuri, și de minte, dar care păstrează și simțirea, și mintea într-o unitate și depășire de duh. Duhul este doar acel ce ajung la unitate de sine, ce înseamnă personalitate. Dacă este un egoism al simților și este un individualism al minții, mai este un eu personal de duh. Dar și aici este o înșelare foarte periculoasă, că sunt tendințe de autopersonalizări semidemonice și chiar demonice. Aici este pragul păcatului și răului. Noi, creația, avem chipul lui Dumnezeu ca personalizare, ca asemănare creativă. Păcatul face un adaos peste chipul personal creat cu o altă personalizare. În această treaptă, nevoitorul duhovnicesc este în pericol de a face dedublarea de sine ca o întâlnire cu propria reflectare, cu geamănul fantomatic, până la narcisismul transcendental de sfrul de duh, cu mâncarea, devorarea personalității propriu pentru hrănirea dublului și a locul eului adevărat. Aici nevoitorul duhovnicesc nu poate învinge fantoma dublului nici cu mintea, care și ea se dedublează, nici cu asceza postul, postul, ci doar cu strigătul celui din clipa morții. Aici nu mai este nici rugăciune, nici asceză, este geamăt în ultima nădejde. Fantoma dublului propriu este cea mai nemiloasă și ucigătoare probă a duhovniciei. Strigătul după mila Domnului este singura șansă de salvare. Aici se fac pervertirile psihice până la inversiunile de personalitate consemnate de psihanaliză. Acest dublu patologic ia adesea forme diferite, cel mai frecvent ca femeia vampir sau femeia fatală sau ca femeia vrăjitoare ucigătoare, în bazmele populare ca muma pădurii. În unele cazuri ia forma de șarpe sau alt animal distrugător, terorizant psihologic, pare să fie echipul subconștientului negativ propriu. Se mai vorbește de fratele dușman ce apare prin visele multora. Bântuiala cu frică a dublului patologic este o probă mistică prin care trebuie să treci. Majoritatea aici se potignesc și cad pradă propriilor slăbiciuni și neputințe. Acest dublu este sadic și momitor, care te atrage în cursa morții este într chipare autoamăgirii propriului chip negativ. Pe acest dublu se leagă și duhurile de până la posedările cele mai variate. Nevoitorul duhovnicesc are nevoie de mult sfat în această luptă a Duhului și de sprijinul lui cuiva. Duhovnicul sau un prieten sau un alt frate mai apropiat sunt de mare importanță. Legarea de cultul unui sfânt, de asemenea, aduce întărire și curaj ca și cultul îngerului Păzitor. Dreapta Duhului se localizează de obicei în zona inimii. Mintea, de nu este înduhomnicită, se asociază cu dublul Duhului și fac o dublă negativitate. Nebunia multora este tocmai această unire. Mintea posedată de dublul Duhului își pierde controlul și nu se mai reflecte pe sine, ci pe cele ale dublului. Apare o autosatisfacție a dublului care devine tot mai pregnantă până la dedublarea și a simțurilor. Paranormalurile frecvente de astăzi sunt o dovadă a dedublărilor ce caracterizează lumea modernă. Mistic creștini nu se admit dedublările. Orice apariție de acest fel trebuie imediat respinsă. Cei ce cad pradă propriilor dedublări fac patologicul psihic. Să nu se confunde vederea de duh cu aceste vederi paranormale de dedublare patologică. Noi avem o vedere a simților, o vedere cu mintea și o vedere de duh, cu integralitatea personală și cu acel eu supraconștient al entității proprii. Să nu se confunde vederea materială cu vederea reprezentativă a minții și cu vederea suprareprezentare de duh. Simțurile văd materialitatea, mintea vede structura, informaticul, modelul, după care este configurată forma materială, și Duhul vede prin conștiința totală atât de sine cât și de cele văzute de simțuri și minte într-o adunare, unitate. Vederea de Duh nu are voie să distrugă sau să falsifice vederea materială și nici pe cea mentală și nici pe, și nici pe cea de unitate, ci să le aibă pe toate deodată, fără amestecare. Filozofii vorbesc de vederea simțurilor și de vederea minții spirituală, transformând materialitatea în structurile mentale pe care le consideră divine. În sensul creștin, vederea de unitate a Duhului este adevărata spiritualitate. Cu minte aveți doar cele mentale, dar cu Duhul vezi deodată și pe cele materiale, și pe cele mentale, și pe cele de Duh, adică dintr-o dată, și pe cele din exterior, și pe cele din interior, și în unitatea Personalitatea, individualitatea acestora. Doar cu Duhul poți vedea, fără distrugere. Fiecare trăim la nivel de Duh, personalitate, integralitate, cu deschiderile în simțuri, în minte și în neul personal. Datorită păcatului s-a produs o orbire a Duhului nostru și așa trăim prin văzutul simțurilor, în nevăzutul minții și în lipsa unității de Duh a personalității. Dar Duhul nostru nu se lasă uitat, ci încearcă o ieșire reamintire de sine și această rememorare oarbă de sine a Duhului este dublul de Duh. În acesta apar visele, adausurile, memoriale amestecate contrare, se depozitează zisul subconștient. Conștientul nostru adevărat este Duhul, unitatea de sine, dar prin păcat se umbrește tot mai mult de subconștient, dublul. Și astfel în Duhul nostru dedublat se reflectă atât simțurile cât și cele mentale, ca apoi să se reîntoarcă în reflectări de duh, atât în simțuri cât și în minte. De aceea noi avem mai mult conștiința dublui decât adevărata conștiință. Mistica face oprirea iluziei dublui, curățirea de memoriile subconștientului, ca să se recâștige conștiința de duh supraconștientă. Nevoitorul duhovnicesc trebuie să treacă prin lupta cu dublul său ce necesită adesea timp îndelungat. Dublul este răzbunător, declanșează crize psihice, boli și tot felul de distructivități. Mulți se sperie că trec din nou pe planul simțurilor și al minții ca un regres. Atenție! Când dublul devine nociv, trebuie intenționat trecut pe realitatea simțurilor și a minții ca să scap de paranormalele patologice ale dublului. De aici importanța ascezei corpului, a rugăciunii minții și a pocăinței Duhului, plânsul duhovnicesc. Prin post și muncă fizică, simțurile consumă paranormalurile dublului și rugăciunea minții dizolvă fantomele dublului și pocăința directă de Duh îl alungă total. Suferind adesea răzbunarea dublului prin boli fizice, prin hărțuirea minții, prin răceala și tristețea Duhului, prin reactivarea patimilor și negativurilor trecute, uneori violente, cu cererea de ajutor de la Dumnezeu și de la Sfinții Săi, nevoitorul duhovnicesc merge înainte la cealaltă treaptă, treapta iubirii. Nevoitorul duhovnicesc trebuie să meargă fără oprire până la această treaptă iubirii, care este împlinirea și limanul luptei duhovnicești. Prin treptele precedente cu Dumnezeu nu a fost un dialog propriu-zis, ci doar o introducere, o pregătire pentru aceasta. Tumultul complexelor din simțuri, din minte și din duh nu a lăsat posibilitatea unei întâlniri directe cu Dumnezeu și doar o strigare după Dumnezeu cu întărirea în credința ajutorului său. A sosit momentul când să stai față către față cu Dumnezeu, dar aceasta nu se poate decât după ce ți-ai recștigat unitatea personală de duh, după ce ai despătimit simțurile și mintea, după ce ai scăpat de dublu fantomatic. Doar cu vederea de unitate personală vei putea să te întâlnești direct cu Dumnezeu. Și relaționalul personal cu Dumnezeu, cel personal, este iubirea. Vederea iubirii este acea harică, așa cum spun Sfinții Părinți. Nu mai este nici a minții, nici a unei conștiințe integrale, ci a interpersonalului divin și creație, acea vedere de, de tabor, a transfigurării, schimbării la față. Sunt multe sensuri al iubirii, noi o identificăm cu însuși chipul de taină a lui Dumnezeu, așa cum zice apostolul, apostolul Dumnezeu este iubire. Noi nu, mai avem, noi nu mai avem adevărată iubire și o confundăm cu sentimentalismele amestecate. Dacă nevoitorul s a luptat cu îndrăgire, cu simțurile, cu mintea, cu duhul, acum lupta cu iubirea este, odată, este deodată cer și iad, datorită incidentului păcatului, focul dumnezeiesc al iubirii se face și foc al iadului, ce este lipsa, golul de iubire. Dacă plinul de iubire este cer, golul se face iad. Maximul de suferință al golului este demonismul. Nebunia este somnambulismul golului de, golului de iubire, care își caută memoriile iubirii. În noi este dualitatea cer și iad ca memorialul iubirii și golului ei. A scăpa de gol este cea mai grea luptă din această treaptă a iubirii. Doamne, iubirea Ta este, este așa de arzătoare, de las o urmă ce pe veșnicie doare. O iubire foc dumnezeesc, cer sau foc de iad. Iubirea are o taină să nu o știe nimeni decât Tu cel ce iubești. O iubire ce vorbești prin tăcere, ce te arăți prin ascundere, ce îmbrățișezi prin închinare. O iubire să de icoană peste două hotare ce nu se pot întâlni decât prin această taină, dar iubire cât ești de grea, o iubire foc și de cerci de iad deodată, o iubire povara crucea ce nu se poate lăsa niciodată. În iubire libertatea îngenunchează și își pune de gât lanț de podoabă absolutul icoana făcut.